Directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București, Marian Mina, este unul dintre aceia care au abordat subiectul legat de un pod nou giurgiuruse. El a declarat ieri că a fost înțeles greșit și că nu a contestat oportunitatea unui astfel de proiect. Construirea unui pod peste Dunăre este o problemă serioasă și este o oportunitate atât pentru municipiu cât și pentru județul Giurgiu. Și nu cred că cineva s-ar opune sau nu poate să se opună Marian Mina construcției unui pod Nicolae Barbu sau mai știu eu cine să construim un pod peste Dunăre. Cu doar câteva zile înainte însă, luni 26 octombrie, Marian Mina declara altceva într-o emisiune de la o televiziune locală. Este oportun construirea unui pod peste Dunăre? În momentul de față nu. Mai ales că chiar la cel Giurgiu, care l-avem tocmai se reabilitează, se investesc o grămadă milioane de euro acolo, nu văd oportunitatea unui alt pod la Giurgiu. Dacă își dorește sau nu ca un astfel de proiect să fie promovat și aplicat, Marian Mina a spus-o singur. Nu cred că acest pod se va construi, cu toate că mi-aș dori, deci vă spun încă o dată, îmi doresc să se construiască încă un pod la Giurgiu, dar nu cred că se va construi. Nu se va construi, deci eu am curaj să-mi asum public ceea ce spun, în 10 ani nu se construiește, domnule. Deci eu vă spun că în 10 ani, ce mai va? Construirea unui nou pod peste Dunăre nu este o idee lansată abia acum. Despre acest proiect s-a discutat în mai multe rânduri, inclusiv în cadrul unor întâlniri româno-bulgare organizate de către deputatul Florian Nicolae. Mai mult, autoritățile bulgare iau și ele în serios acest proiect, prefectul de ruse confirmând acest lucru și arătând că podul Calafat Vidin nu este suficient. Pot face năpraihme moastră pe Vidin Calafat? Ce dacă am făcut și a fost construit podul între Vidin și Calafat? Scăcvă promenihme situația. S-a schimbat ceva? S-a schimbat situația? Vizite că cafenatiscă e cafe trafic. Știți și vedeți. Și traficul, sredno, și starea fizică la care... Sredno 10.000 de noștri prevozni sredstva... 10.000 mediu trec... ...pun направлението Русе-Варна. Din Ruse spre Varna, 10.000. И повече от 8.000. Și mai mult de 8.000. ...pun направлението от Русе за Велико Търново. De la Ruse spre Велико Търново. От които 2.000 тирове. Din care 2.000 sunt tiruri. Което е най-големият ни проблем. Care este cea mai mare problemă și la ora actuală. Nu în ultimul rând, o astfel de idee a fost avansată chiar și de membrii unei delegații de investitori din China, care a vizitat anul trecut municipiul Giurgiu. Iar o astfel de investiție ar însemna enorm pentru Giurgiu, dar acest lucru trebuie înțeles de toată lumea.